Da, într-adevăr, situația este gravă. Da. Bine, am înțeles. Gata. Să nu te prind cumva că vrei să mai scoți un cuvânt. Un sunet să nu mai scoți, ai înțeles? A aflat tot neamul folcloresc că vrem să luăm copiii lui Remus. Ai înțeles? Băi, cred că ne-a turnat cineva. Altfel, de unde putea afla Remus? Dar oare când ai sunat la telefon toți părinții elevilor lui Remus și le-ai spus că ești un mare profesor, nu te-ai gândit că o să spună cineva? Doamne, Chirile, de tu o să primești până la urmă alocația. Ascultă ce spune alocația să primești. Ei, până aici ți-a fost, să știi. Dar cum ne despărțim? Ce? Că e plină lumea de profesori care habar nu au și copiii apar la televizor. Uite, ulița asta este a mea și a ta, uite, în partea aia. Du-te. Foarte bine! Sper că nu vei îndrăzni să-mi încalci intimitatea mea de uliță. Urât din partea ta, după ce m-ai făcut de râs la tot neamul folcloresc. După ce că te-am învățat toate tehnicile de supraviețuire, uite. E, da, mari tehnici. Ce tehnică m-ai învățat tu? Te-am lăsat să te dai mare, da? Dar să nu uiți că eu sunt expert în Survivor. Iară mă-i bătu aici cu genialitatea ta. Stai mă să merg și eu, mă. Mă, dai, luăm, măi, furăm copiii lui Remus. Du-te, mă, de aici, acum să... Dar măcar în locul la vine și lui Mihali să prezint. Du-te, mă, de aici și... Măi, nu vrei nimic din ce-ți spun eu? Pleacă, băi, datcule, bă, dar ești... Du-te, mă, băiete, măi.